Tânărul în vârstă de 27 de ani din comuna Negomir, acuzat că i-a dat cu toporul în cap unui consilier local, a fost eliberat după o noapte petrecută în arest. În urma audierilor, procurorii de la parchezul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu au decis să-l pună sub control judiciar în următoarele 60 de zile. Scandalul a început după mutarea unui tub de beton folosit ca podeț pentru ca terenurile agricole să nu mai fie inundate. Decizia l-ar fi supărat atât pe agresor, acesta a vrut să se răzbune pe alesul local Eliodor Marcu, întrucât acesta a fost cel care a coordonat lucrarea.